pe 21 septembrie este sărbătorită în fiecare an de către toți profesioniștii contabili din țară, Ziua Națională a Contabilului Român. Acest eveniment nu putea fi uitat nici la Ploiești. Astfel, membrii Corpului Experților Contabili și contabilor autorizați Prahova au marcat așa cum se cuvine această zi. Anul acesta avem a 13-a ediție, având în vedere importanța profesiei contabile și numărul mare de profesioniști contabili la nivelul țării. Odată cu acest eveniment, avem și topul local al celor mai bune societăți și membri ai filialei, în funcție de cifra de afaceri realizată, la care venim cu care se acordă niște trofee, niște diplome la primele societăți clasate. Și avem 10 societăți comerciale de profil, de expertiză premiate, 10 experți contabili și câte 3 la contabil autorizați. Cât de grea este această meserie? Meseria de contabil nu e grea. Meseria de contabil este o plăcere dacă știi să o faci. Contabilitatea este o știință. Dacă e știință, e și pasiune. De cât timp activați? 40 de ani. Viață de om. O viață de om trăită cu pasiune în această meserie. De cât timp activez? De 28 de ani. 28 de ani, mai exact din octombrie 89. Înseamnă pentru dumneavoastră această meserie cât de grea este sau cum o considerați? Meseria zic eu că este foarte grea. Ocupă foarte mult timp, dar în același timp e și foarte frumoasă, foarte exactă. Îți oferă foarte multe satisfacții. Este greu, este ușor? Meserie minunată, nu, dacă îți place, este minunată și o faci din suflet. Chiar dacă sunt și momente când... Evenimentul de astăzi, ați așteptat cu bucurie, cu nerăbdare? Da, cu bucurie, în fiecare an este organizat la maxim, superlativ. Cei mai buni experți contabili și contabili autorizați au primit diplome și cupe în cadrul topului local al celor mai bune societăți membre CECAR. Corpul Experților Contabili filiala Prahova are în evidență peste 1200 de membri activi.